Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din My Summer Car. Hai să continuăm aici treaba. Am lăsat mașina la Bo ăsta să o repare. Poate nu mi-o repari, fraiere. Păi aici nu mai am nimic, am luat tot. Terve, terve! Da. Hai, fă-ți tu treaba aici. Și noi vrem să mergem până la Teimo acum. Vrem să mergem până la Teimo că... Mama, deci trebuie să fac și presiunea asta. Să se stingă check-urile astea în bord ca să poți pornești și motorul eventual. Gata. Hai să-i facem presiunea. Hai, șefule, fă-i presiunea aia în roți. Bă, da, greu și-o face, mă, la prima pornire. Tractorul ăsta n-are rost ce-o fi cu el. Da, nu prea are presiune la roți, să vede. Bă, da, greu își face presiunea, mă. Gata, mă, în sfârșit. Greu, greu, greu. Nu mai fac o presiune, frate. Atâta muncă pentru o presiune, aia că pot să întorc aici. La vecinul în curte. Și hai să mergem până la Teimo, să luăm ce avem noi nevoie. Bă, combustibilul pe asta e pe low, low, low. Ar fi cazul să-l umplu, a? Da? Ar fi cazul. Stânga ceva, dreapta nu văd nimic. Nu pot să-mi dau seama. Nu trebuia să plec în hai, dar merge. Îi dăm așa cum putem noi. A treia. Îi dăm și a patra. Bă, avem beacon-uri aici, nu? Rear work light beacon. Tare. Băi, și a cincea. Asta măcar are mai multe viteze. O dăm și pe prietenul nostru cu rulota. Aia e cât de cât camionul ăsta. Ar trebui să scoată mult fum din spate dacă nu mă înșel eu. Trebuie să mai cumpăr o ladă de bere. Eventual să ne ducem și acasă. Și ce semnalizator mic are, frate, la dita mai camionul. E drăguț așa. Micuț. Aia că ajungem rapid. Că noi ne și mișcăm bine, adică... Uite ce viteză am prins, ești prost, avem 110 cu camionul, băi. Și deja e instabil nebunul ăsta. Afac, ce vine din față? Vine un autobuzul. Camionul ăsta nu e făcut să meargă la vitezele astea. Cu toate că are așa astea, dar... Nu ar trebui să mergi așa repede cu el? Dar ce vrei, noi ne permitem, suntem finlandezi. Accelerația e în blană. Mai sus dată nu mai urcă oricum. Hai să ne mai apropiem de capătul tunelului și frânăm. Ăla dacă intră în mine nici nu-l simțeam. Ce naiba, mi-a murit motorul. Am vrut să-i dau și o inferioară, dar văd că... Bă. Ce naiba pornește așa greu? Am implementat și chestia asta acum să-ți moară motorul, ești nebun. Da.
Oh, mergem așa, ușurel. Uite ăla în spatele meu, ce fac acum? Hai să mai încetinim o leacă. Și acum ai dăm întâia. Da, pare și la asta să moare motorul ca naiba. Da, ce pot să zic? Nu duce prea bine camionul. Hai că deja noi facem stânga. Ăla văd că frânează în spatele nostru, lol. Dă-i o a doua frumoasă. Dă-i mă, finalizează aici. Să vrei să intri. Trebuie să alimentăm ăsta. Și dacă nu mă înșel, are rezervorul pe stânga. Și nu cred că mă înșel, așa că hai să vedem. Trebuie să băgăm dizeleanul în el. Stai mă, nu hand throttle. Ignition. Bun, înainte să alimentăm, hai să cumpărăm noi ce ne trebuie. Cum ar fi coolant, ulei de motor, două de-astea. Un de la roșu. O ladă de bere. Niște lapte. Și cam atâta. Cam atât, șefule. Business cooperation. Cât diesel mai avem în ăsta? Oricum nu cred că stau să-l umplu full, pentru că e prea mult. Dar trebuie să stai să umpli la el ca lumea aici. Măcar un pic mai, să se apropie puțin de jumate, ca să pot să mai fac niște drumuri cu el. Să fiu eu sigur. Că se poate. Na, hai că s-a mai umplut puțin, hai că îl lăsăm atâta. Cred că ne mai ajunge cât de cât. Poate că e cam puțin, dar e. Oricum de la Flatari vreau să plecăm cu... Bă, duba mea unde e? A, era unde am lăsat camionul, de unde am luat camionul, da. De la Flatari am intenția să plec cu mașina, pentru că na. Punem astea în camion. Dar stai mă, de ce mai fac eu atâtea drumuri? Le gliciuim pe-n pereți. Dar acum oricum trebuie să mergem acasă, în primul rând. Mă, da, dacă sunt eu băiat inteligent, merg și iau duba. Și cu aia ne ducem acasă. Bă, culantul unde s-a dus? Ok. Nu unde trebuie s-a dus. Dacă sunt băiat inteligent, iau duba și mergem acasă cu duba. Hai că nici mai îmi pun centura pentru doi pași. Hai mă, hai! Ia uite mă, știu, frâna să pune, înainte o ridicai cu click dreapta, acum o și pui cu click dreapta la asta. Wow. Hai că pe aici trebuie să facem stânga. Cam ciudat modul de semnalizare. Dacă tragi așa de volan să stinge, deși nu prea are sens. Nu e așa în viața reală, dar mă rog. Hai să parcăm și noi camionul ăsta frumos aici, dacă îl parcăm. Tai, 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 uite așa. Trebuie în partea aia, dar hai că îl băgăm acum.
Uite, îl punem așa. Gata, mă, l-am parcat pe nebun. Turbo diesel, TDI. Am creierul TDI. Dacă mi se pare că și la asta pot să sparg geamul și nu vreau. Îl lăsăm aici pe moment. Băgăm toate nebuniile astea în dubă. Și cred că ne îndreptăm noi lejer spre casă. Să trec pe la mașină să-i pun astea mai întâi. Well, bă, ar fi o idee ca să scap de ele. Hai că așa facem, trecem pe la mașină în primul rând. Trecem noi pe la mașinuță, îi lăsăm astea, după aia ne ducem spre casă să vedem ce mai se întâmplă. Trage centura. Lasă ăsta la încălzit, scoate frâna de mână. Ia să vedem. Când dispare ăla, putem să-i dăm. Ata, mă. Mult mai rapidă pornirea. Oho, drifturi cu duba. Asta motorină nu prea are, că-i băgăm și ăștia. Băgăm și în dubă motorină. Opa, stai că aici am cedează. Da, poate să vină fraierul ăla cu mașina verde. Da, stai că eu sunt și prost, aia e ideea. Până că faptul că am cedează, eu trebuia să fac stânga aici. Pe care parte avea duba rezervorul? Pe partea asta oare? Dar nu, că de aici vine ăla cu mașina, nu pe acolo. Well, hai să punem duba aici. Au, am dat în benzinărie o leacă. Bag-o și intră întâia. Hai să o alimentăm, că... că nu cred că e bine. Asta se umple rapid, ia uite ce frumos merge. Să nu uităm să-i plătim lui Teimo, că după aia vine și ne omoară, ba nu, da? Hai că acum e mașinuța noastră, dragă. Vreau să-mi aduc într-o zi toate mașinile acasă, dar... o să dureze până atunci. Gata, mă. Am alimentat duba. De ce s-a desfăcut aici? Nu știu. Ce zici, Teimo? Ia banii. Hai să intrăm în mașinuță. Hai că acum ai încălzit motorul. Nu mai e nevoie de alte nebunii. Dă-i ușurele a doua. Ce schimbător interesant are mașina asta. Am văzut până și în viața reală dacă avea volan în două spite. Bine, și asta are în două spite, dar gen avea pe lateral, așa. Gen de aici, așa și invers. Aici șmecheria. Uite-l și pe ăsta cu mașina lui. Ce faci, șefule? Opa, stai că semnalizez aiurea. O băgăm într-a treia să nu mai tureze atâta. Și hai la mașinuța noastră să vedem ce face. Draga de ea. Să-i punem toate nebuniile. Benzină sigur are, că nu i-a căzut ăla rezervorul. Pe aici am frânat noi cu camionul, cred. Mai sunt urme de frână.
Acum duba e plină, are combustibil. Mamă, cât avem de mers. Și ce viteză am prins? Bă, când prind asta 140, mă, că eu nu știu să prind atâta. Adică eu merg ca ultimul disperat cu ea. Oricum cu asta, dacă ai intrat în ceva, ești rip. Dar cu camionul, în schimb, ești cam safe. Să nu faci accident cu copaci sau cu alt camion, cred. În rest, dacă dai în mașini, în dube, le iei jos acolo, n-ai tu stres sus. Uite podul, șefule. Aaa, că merge repede dubita. 140 la oră, ce mai vrei? Camion. Camion, camion, hai să încetinim. Mamă, ce fum, ești nebun. Nici nu să văd mașinile astea de fumului. Dreapta. Frână lejer. Nu frânăm când virăm, că n-avem ABS. Practic se blochează roțile și ne ducem de râpă. Și nu vrem asta, șefule. Stânga liber, dreapta e liber. Cel puțin așa pare. Tragem și noi duba aici provizoriu. Punem frâna de mână. Oprim motora și băgăm întâia. Ieșim, lăsăm ușa așa să mai ia aer. Asta parcă avea alt număr de înmatriculare. Well, shit. Ăla l-am scos, hoodpin-ul. Hoodpin. Băgăm ulei în motor. Era să zic, băgăm motor în ulei. Ce naiba. Hai să scoatem uleiul. Intrăm aici, mă. Am, pe bune, chiar trebuie să-l țin așa. Uite așa. Ia uite, motorul era gol, n-avea nimic. Se umple cât se poate. După aia băgăm și în radiator. Da, vedeți că duba are un semn pe spate, nu știu dacă vedeți, cu 80. Aia e limita ei de viteză. Mașinile 100 au 80. De ce? Nu mă întrebați. Hai să acoperim ăsta. Acum pistoanele noi poate să-și facă treaba. Desfacem radiatorul, în schimb. Căruia trebuie să-i punem și lui lichid de răcire. Dăm ăla acolo, luăm coolant. Se umple, deci n-are scurgeri. Mai greu, dar se umple. Așa, în stilul ăsta, ușurel, ușurel, dar se umple. Hai că dacă și acum mai se încinde mașina, nu știu ce noi fac, frate. Deci n-are cum să-mi spui tu mie că acum mai se încinde mașina și mai are probleme. După atâtea chestii pe care i le-am făcut. Și mai o să-i pun și o grilă nouă, ca să nu se mai încindă deloc. Bine, cu grila trebuie să o găsim aia, beleaua. Dar o să o și căutăm odată și odată. Umple ăla, că e gol. Mă rog, e jumate. Pentru ambreiaj. Acum hai să facem alt capac. Bun, ăla a fost ok. Ăla din spate vreau. A, și ăla e plin.
Ok, deci pe frână n-a fost mare lucru. Ama, nu... Nu le-au palat din spate? Gata. Hai să încercăm acum mașina. Stai să-i pun capota. Să nu ardă soarele. Hai mă, că ar trebui să meargă. Bă, antenele mele mai sunt în spate, mai sunt, mă. Ia să vedem. Și ăla a dispărut, ești nebun. Oh, merge și mai bine, acum aluneca ambreiajul. Bun, îl lăsăm pe ăsta să-și facă treaba cu ea. Toate cheia, că nu vrem să omorâm motorul. Să-și facă nebunul treaba cu dânsa. Ba, aș vrea să-i vopsez roll cage-ul ăla, că de-aia am luat paint-ul ăla. Vine prost ăsta cu mașina lui. Bă! Dacă știm că nu ne mai întâlnim cu el dacă se duce încolo. Ce mai avem aici? Încă un lichid ăla. Măcar știm că nu ne mai întâlnim cu el dacă se duce încolo. Nu știu geamurile din spate, ce nu mai ies fumurii, dar le-am rezolvat noi și pe alea. Hai mă, fă roll cage-ul ăsta roșu, mânca ăla. Nu vor ei să-l facă roșu, mă. Dacă nu se vrea... Uite, țin pe roll cage. Gata, mă. E? Altă viață, frumușica noastră. Mașină. Hai să procedem la drum. Că avem de mers până acasă și mai avem timp. Hai că cred că ajungem repede și acasă. Să o iau drept, hai mă, să o iau pe aici, pe arătură. Nu o mai luăm pe autostradă. Nu mai am chef să mă întorc atâta. Că și pe aici mergem destul de repede. Nu atât de repede, dar nu mai ocolim și poate... E ok. Mai ales că a trecut și ăla cu mașina verde și știm că nu ne mai intersectăm. Că ăla o să o ia pe strada aia, când iese de pe strada mea face dreapta, gen spre bunii. Mă rog, o ia în partea aia, deci nu ne mai intersectăm cu el, că după aia se întoarce în oraș, după aia se întoarce iar... Fuck. Genial. Genial. Mămica e de dubă. Mai este asta de aici? Bă. Ar putea să știm. Hai mă. Ce Dumnezeu, mă pișeam așa pe aia de baltă. Bă, pișeam aș pe aia de baltă, bă. E atât de greu să scoți duba asta din baltă. Cred că nu urc oricum. Dar hai să intrăm. Hai, dubă, hai. Hai mă, dacă prinzi un pic de arătură. Cu roțile. Ea se chinuie, dar n-are putere, ești nebun. Ce să urce asta, că nu poate. Dacă nu trage cazanul. Hai că poate o scoatem de aici, dar... Bă, deci... Hai mă, dă-i la vale acum, fii atent. Bagă în marșalier și dă-i. Că intrăm în apă, că unde am intrat, dar... Uite așa, uite așa, uite așa, mă... Ai, mișcarea.
Hai. Toate roțile alea din baltă. Nu. Hai pe aici. Ala e mișcarea. Na, beleaua. Că nimerile mi-ar în baltă. Bă! Bă, da, n-am putea, bă, să ieșim din balta asta odată. Uite-te și tu în pana mea. Cu ce ne pierdem noi timp? Cu un căcat de balt. Hai mă întoarce-o, hai odată, hai, împinge-o. N-are ea putere să tragă, n-are căluți. Uite așa măcar, ușurel pe laterală iau. Hai mă, hai. Ăla e, în sfârșit. După atâta timp ieși de acolo. Nu pot să cred. Dă-mă centura. Bă, deci nu suport bărțile astea. Bine că am scos-o măcar. Ia uite trenul. Ce frumos, trece și el. Măcar acum știm că putem să trecem în siguranță. Dacă trenul a trecut deja. Nu. Bă, da, nici nu virează bine. Adică aia mă oftică pe mine. Uite, asta ne așteaptă cu lemne. Frână, take it easy, bliat. Hai că ne apropiem de făcut dreapta. Aici, casele astea, dacă nu mă înșel eu, nu erau înainte. Pe vremuri, când s-a lansat jocul ăsta nebun, nu erau. Că știu sigur. Știu sigur că nu erau. Dar asta e. S-a mai avansat mult jocul de când s-a lansat, știu sigur. Oricum, final nici nu exista, deci 3 ani, cred că, cam așa, a stat fără final jocul. Prin 2019 au făcut final. Ceea ce mă bucur că avem și noi un final, dar a durat ceva. Tot e bine, deci tot e bine. Oricum, mașina se simte mult mai bine, Satsuma. Acum, după ce o rezolvă fletarii, ar trebui să rupă. Ar trebui să rupă, zic eu. Hai să ne asigurăm că nu trece trenul până schimbăm viteză, dacă n-are sens. O mai... accelerăm puțin tel. Bă, schimbăm într-o întâia, mă, dacă zic. Ok. Trenul nu vine. Dacă nu vine, ne ducem noi acasă. Hai să vedem ce mai e pe acasă, că n-am mai fost de ani de zile acasă. Să vedem ce scrisori ne-au mai venit la poștă. Dacă ne-au mai venit. Deși sunt sceptic, trebuie să ne mai facem și noi treburile, necesitățile. Măcar acum avem dubă lui unchiu. Deci ușa asta seamănă ca sistemul ăla de la Dacia, doar că n-are nucă de aia. Aia altfel un pic.
Ia uite aici hambarul. Hai să o lăsăm moale, că trebuie să frânăm aici, să... Să o lăsăm pe liber, să pot să verific și eu scrisorile. Mamă, două scrisori, ești prost. Compania de electricitate și compania de telecomunicații. Bun. O, mai împun centura pentru 2 metri. Ce sens are? N-are nici cel mai mic rost. Hai să încerc să trag doba lângă Rusco. Bine, cât mai aproape de gard să fie. Încă un pic, poate. No, hai mai în față, Oleg. Cred că ajunge. Bun, am tras-o aici lângă Rusco. Aș putea să le ordonez mai bine, dar n-am mai stat. Ale, le lăsăm acolo. Mai beau niște lapte, eventual. De fapt, berea lasă-o în dubă, frate. Dar hai să o punem aici, în față. Că oricum cu duba trebuie să plecăm. Adică asta e clar. Asta merge. Hai să bem, să bem, să bem. Oricum, băieți, sper că v-a plăcut episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!